mesaj foarte fain, foarte binecuvântat. Un mesaj despre legătura dintre închinare și lucrarea Duhului Sfânt. Tragedia bisericilor este că au plasat închinarea așa într-un colț obscur al bisericii, dacă există așa ceva, sau au lăsat închinarea pe mâna unor tineri care de cele mai multe ori nu sunt nici măcar profesioniști și nici spirituali. Cumva închinarea este domeniul în care oamenii vin și sunt antrenați în slujire. Cumva închinarea este acea etapă prin care oamenii ajung să se maturizeze în slujire. E ca și cum o iei așa etapizat de la școala. Prima oară, frate Tony, trebuie să fii profesor la școala duminicală. Că acolo poți să mai gafezi, poți să mai... Apoi te scoatem de acolo și te băgăm în grupul de închinare. Și acolo te mai călești un pic. Și după aia, frate Tony, dacă ești bun, te mai băgăm și la un îndemn. După aia la predică și cine știe, poate ajungi un slujitor așa cum vrea Dumnezeu. Vreau să spun un lucru. Închinarea nu este o slujbă inferioară în biserică. Închinarea nu este nici măcar o slujbă inferioară predicării din biserică. Martin Luther spunea că dintre toate artele, muzica este arta care slujește cel mai bine și cel mai mult Scripturii. Este adevărat sau nu este adevărat? Am intrat în școala în care predau prin muzică, am intrat în inimile multor copii. Și vreau să spun că acum au avut o săptămână, acum o săptămână și ceva în urmă, au avut săptămâna altfel sau școala altfel. Eu n-am avut-o și îmi pare tare rău. Când eu eram la școală, nu exista școala altfel și mi-e ciudă. Ăștia ne țineau numai în școală, numai în școală, numai în școală. Acum s-a inventat o săptămână în care faci cumva ce vrei împreună cu doamna dirigintă, te duci la munte, te duci la muzee, te duci la Mac, te duci la film, te duci la Dodo Pizza să faci pizza, cum s-a dus fiimiu, îmi cere, îmi dai și mie 10 lei. Și eu zic, de ce? Că trebuie să intrăm la Dodo Pizza să frământăm pizza. Și vine fericit acasă, a dat 10 lei la intrare la Dodo Pizza și vine acasă fericit și zice, tati, mi-au dat pizza gratis. De el a plătit 10 lei la intrare, știi? Tati, am plătit 10 lei la intrare și mi-a dat pizza gratis. Wow! Ce fain, știi? Super! Da, deci un mare serviciu i-a făcut. Mi-a luat ceva timp să explic că de fapt n-a fost gratis. Că n-a fost gratis, dar am zis bine. Ok. Ce este de fapt închinarea în Sfânta Scriptură? Ați fost șocați cumva, 1 Cronici 25 cu 1, Dana? Ați fost cumva șocați când ați citit versetul acesta? 1 Cronici 25 cu 1. David și căpeteniile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceea din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau, acum atenție, întovărășiți de harpă, de lăută și de chimvale. Chimvale, ce schimbalele? Ce schimbalele? Ai lăsat vreun băț pe aici? Ai lăsat. Deci, oamenii ăștia proroceau acompaniați de harpă, da? Un instrument foarte cu coarde care sună destul de suav, cu ce mai zic? Cu lăuta care este stră, 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 stră bunicul chitării și cu chimvale. Asta când cântau, oamenii ăștia proroceau. Ați înțeles? Oamenii ăștia proroceau. Profeții erau în același timp și trupa de închinare a templului. Trupa de închinare a templului. Astfel, cei mai spirituali oameni dintre slujitorii lui Dumnezeu erau luați și erau puși în trupa de închinare. Înțelegeți diferența? Cine o înțelege? Nu exista în trupa de închinare un om care să n-aibă treabă cu Duhul Sfânt. A, frate Tony, dar eu nu prea cred în Duhul Sfânt. Eu nu sunt obișnuit să mă rog cu voce tare, că nu sunt obișnuit, mi-e rușine.
Să se uite chiorâși la tine când tu spui am o vedenie din partea Domnului, am o științare. What? Știi ăla din trupa de închinare? De unde ai căzut? Vreau să spun un lucru. Închinarea în Biblie este o slujire îmbibată de puterea Duhului Sfânt. Amin? Oamenii ăștia cântau, știți, este acum, dacă vreți așa, închinarea spontană. Ați auzit de închinare spontană? Da? Ați auzit, nu? Și se practică mai mult prin vestul țării noastre și aș vrea să se practice și în București. Și unii poate și imaginează că, wow, în secolul 21 am inventat un nou tip de închinare, închinarea spontană. Adică se pune unul cu chitara și mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori în față, poate m-ați auzit, nu? Când inventez cântări în față aici, îmi dă Dumnezeu versuri noi care să vorbească conform cu starea bisericii de atunci. Și încep și compun o piesă nouă acolo în față. Bine, după aia o uit, îmi pare rău că uit. Dar e acolo, e spontană, e cu un mesaj din partea Duhului Sfânt. Vreau să spun un lucru. Nu e invenția secolului 21 așa ceva. Nu s-a inventat ieri. E de când 1 Cronici 25:1. Ai înțeles? E de mult. Pentru că oamenii ăștia luau instrumentele și nu făceau așa un program super, super, super bătut în cuie și scriau, știi, strofa de două ori, refren, pre-refren, refren, iară strofă, cânt eu, cânti tu, băi, nu ne abatem. Nu, era, știi cum, e bine să cânti și așa, e profesionist să cânti și așa, dar ia uitați, când se lăsa Duhul lui Dumnezeu peste ei, cred că cântau un refren o oră, ai înțeles? O oră un refren și nu se mai opreau și începea Heman ăsta, începea Heman, așa vorbește Domnul, haleluia, și ăștia nu se opreau din cântat și cântau frumos călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Erau una în închinare și Dumnezeu se folosea de ei într-un mod fantastic, ați înțeles? Într-un mod extraordinar se folosea Dumnezeu de ei. Dă mai departe, Dana. Din fiii lui Asaf, Zacur, Iosif, Netanaia și Așareela, fiii lui Asaf, care proroceau după poruncile împăratului. Da? Mai departe, este a doua oară când ni se spune că oamenii ăștia proroceau. De fapt, de trei ori și în versetul 3, din Iedutun, fiii lui Iedutun, Ghedalia, Țeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Shimei, 6 sub cârmuirea tatălui lor, Iedutun, care prorocea cu harpa ca să laude și să mărească pe Domnul. Este a treia oară, în trei versete, când ni se spune că oamenii ăștia proroceau în timpul închinării. Haleluia! Ridică-ne, Doamne, la nivelul ăsta. Amin? Ridică-ne, Doamne, la nivelul ăsta. Nu aducem în trupa de închinare oameni care auzi, vrei să te pocăiești? Da, am o soluție pentru tine. Te bag în trupa de închinare. Mai merge microfonul? Am o soluție pentru tine. Dacă vrei să te lași de păcate, poți să intri în trupa de închinare și pe rând așa scap de ele. Aș dori ca în trupa de închinare a Bisericii Profide, să-mi doresc, e visul meu și aș vrea să implementez asta, să fie doar oameni plini de Duhul lui Dumnezeu. Amin? Și aici nu mă refer, ok, am și eu o relație cu Duhul Sfânt, că mai mă cercetează și pe mine din când în când. Când zic o relație cu Duhul Sfânt, să fie prorocie, vedenii, înștiințări. Amin? Să te ridici de la închinare și să zici, frate Tony, am o nouă viziune. Haleluia! Frate Tony, hai să zic ceva ce mi-a arătat Dumnezeu de ăla de stătea în partea stângă a bisericii, îmbrăcat în roșu cu cravată neagră. Ce mi-a descoperit Dumnezeu despre el, hai să ne rugăm să mijlocim pentru el, amin? Vreau modul ăsta de închinare plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, amin? Haleluia! Am aici, dă-mi te rog Biblia mea, unde este geanta? Mi-am rătăcit geanta pe undeva? Dă-mi te rog Biblia din ea, dă-mi Biblia. Vreau să deschid și eu că mi-am însemnat niște versete așa de faine și n-aș vrea să le derulăm pe ecran, că pierde mai mult timp. 1 Cronici 25, am zis, da? Așa, toți fiii lui, versetul 5, toți fiii lui Heman, ia uitați, deci pe lângă marele Iedutun, da? Îl avem și pe
Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea lui. Dumnezeu dăduse lui Heman 14 fii și 3 fete. Deci omul ăsta, Heman, ne întoarcem din nou la Heman, avea 14 fii și 3 fete. Și ăștia 14 fii și 3 fete erau răsfățații bisericii, nu? Ieșeau când voiau ei, se mai duceau la... Avem un tonomat aici, bine că s-a stricat. Se mai duceau la tonomat, își mai luau o cola, intrau în biserică cu cola, intrau și în biserică că tatăl era vedetă, era la worship. Taicăsul era mare la worship. Și ăștia 13 fii, cât ți-am zis? 14 fii și 3 fete, da? Erau răsfățații bisericii că tati e vedetă în biserică. M-ați înțeles? Așa erau ăștia. Și zice în versetul 6, toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în casa Domnului și aveau chimvale, alăute și harfe pentru slujba casei lui Dumnezeu. Haleluia! Amin? Haleluia! Oamenii ăștia erau implicați alături de tatălui. Nu la voia întâmplării Dumnezeu i-a dat atâția copii lui omul ăsta. Haleluia! Amin? Ăsta avea 14 fii. Mamă, ce trupă faci cu 14 copii și 3 fete. Fanfară direct, orchestră. 14 cu 3 înseamnă 17 cu tine, 18. Cred că, nu știu, era și mama pe acolo. Nu știu. Sau mama era, nu știu ce făcea mama. Dar hai punem 18 persoane, adevărată trupă. Noi suntem vreo 8 în trupă și slavă Domnului că suntem destui. 8 suntem sau câți? Nu? Începe cineva să numere 1, 2, 3, ești doar eu aici. Ok, număra instrumentele, vocile, microfoane. Ok, haleluia. M-a încurajat foarte mult. M-a încurajat, dacă vreți să înțelegeți ceea ce e închinarea și cât de înalt trebuie să fie standardul închinării în biserică, dragilor, citiți mereu 1 Cronici 25 de la versetul 1. Amin? Citiți mereu 1 Cronici. Și David pune 24 de cete a câte 12 oameni să cânte necurmat înaintea lui Dumnezeu. Iarăși avem în slăvit să fie Dumnezeu că este același Duh, ați înțeles? Același Duh care îi punea pe oameni să se închine acum 4.000 de ani, acum 3.000 de ani, același Duh ne pune și pe noi să ne închinăm azi lui Dumnezeu, amin? Același Duh ne mișcă, avem închinare continuă, ați auzit de închinarea asta continuă? Zi și noapte e o biserică tot prin Timișoara și am făcut și noi aici la București și aș vrea să continuăm să facem chestia asta. 24 de ore ăștia se închină continuu, de multe ori se închină 7 din 7, 24 din 24 continuu. Este un loc, o cămăruță. Să nu vină îndurarea lui Dumnezeu peste o astfel de țară unde există astfel de oameni? Oare nu vine îndurarea? Vine îndurarea, vă spun. Vine îndurarea lui Dumnezeu. Există o cămăruță în Timișoara și mă rog Domnului să existe și în București, când Dumnezeu ne va da nouă clădirea și sper să ne-o dea cât de repede sau cel puțin până construim noi să închiriem un spațiu care să fie doar al nostru. 24 din 24 vine mereu cineva, ia o chitară în brațe și începe să se închine. Cum știe? Haleluia, mai vine câte unul la tobă, mai vine unul câte unul la chitară, bas sau orice altă chitară sau pian, se adună acolo, cred că nici nu se vorbesc care vine ăla, se închină, 2, 3, 4, 5 fac o echipă spontană și încep să laude pe Domnul. Și fac asta 24 din 24, 7 din 7, pentru că asta se întâmpla și în templul lui Dumnezeu, amin? Erau 24 de echipe a câte 12 oameni și eu îmi imaginez că fiind 24 de ore, nu? Câte o oră fiecare echipă ținea închinarea. 12 oameni care veneau mereu. La următoarele 24 de ore intram eu din nou. Toni și echipa. Haleluia! Cum ar fi fost să fim în templu? Cum ar fi fost? Să am o trupă de închinare în templu. Wow! Mi s-a zbârlit pielea. Să am o închinare, să știu că eu la ora 12 noaptea intru cu echipa, cu trupa Profides, nu știu dacă ăștia aveau nume, poate aveau doar după numele de familie, cine știe, a liderului. La ora 12 noapte intră fratele Tony cu trupa Profides să laude pe Dumnezeu timp de o oră în templu și veneau și alți închinători. Adu, Doamne, trezirea aia peste București și adu peste România, adu, amin? Oameni înfocați, oameni însetați. Eu când mă uit la tineret, la noi aici și mai văd locuri goale,
Prima oară simt o durere. Simt o durere pentru că știu că mai sunt tineri. Chiar de la noi, noi am umple cu siguranță toată sala asta dacă ne-am adunat toți. Am umple-o, așa-i? Am umple-o sau nu am umple-o? Dar mai sunt inimi care nu ard pentru Dumnezeu. Mai sunt inimi care nu ard pentru închinare. Mai sunt inimi care nu ard pentru casa lui Dumnezeu. Mai sunt inimi care atunci când tună afară și dă un strop de ploaie, nu ies, Doamne, că mă ud. Nu vin, Doamne, că mă ud. Nu vin, Doamne, că n-am umbrelă, mi-a luat mama umbrela. Te mai cerci și cu maică ta. Mama, de ce mi-ai luat umbrela? Că mă ud. Uite, din cauza ta sunt acasă. Mă ceartă fratele Tony acum în live. Înțeles? Dacă pe tine te sperie o ploaie în relația cu Dumnezeu, eu vreau să spun un lucru. Mai ai mult până să-ți dai viața pentru El. Mai ai mult, ar trebui nici să nu mai cânți. Și dacă trăim pentru Domnul, trăim, că tu ești la nivelul ăla de udat de ploaie. Înțeles? Dumnezeu să ne ajute să ardă inima noi după închinare. Amin? O închinare împletită cu profeția. Primul punct, da? O închinare împletită cu profeția. Vreau în biserica profides. Amin? Cine vrea? Haleluia! Și asta, trupa de închinare, ia să vă dați, auzit? Ridicați mâna, trupa de închinare. Hai, Cristinel, hai! Nu da din cap! Ridică mâna, glorie Domnului Iisus, amin? Dă din cap! Nu se pune dacă dai din cap, doar să ridici mâna. Eliberare de demon și închinare. Amin! Haleluia! Eliberare de demon și închinare. Altă lucrare pe care o face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vor veni oameni aici plini de demoni. Și îi simt și îi văd. Îi vedeți? Se simt oamenii ăștia. M-am rugat pentru cineva miercuri și mi-a arătat Duhul lui Dumnezeu. Era legat, plin de funii. Numai legături în jurul lui. M-am înfiorat. M-am dus să mă rog pentru ceva în dreptul lui și Duhul Sfânt mi-a arătat de fapt care este problema lui. Și mi-a zis, omul ăsta e legat din cap până în picioare. E legat. E legat. Nu e liber în Hristos. E plin de vicii. Roagă-te. Tot timpul când mă rugam, țineam mâna pe capul lui și mă rugam și ziceam, Doamne, taie legături. Și făceam numai așa, Doamne, taie. Doamne, taie legături. Doamne, taie legături și eliberează-l pe omul ăsta. Și apoi omul ăla mi-a confirmat și mi-a zis, Tony, cum scap de păcat? Caută-L pe Dumnezeu, lasă orice, caută-L pe Dumnezeu, vină în mijlocul nostru și vei primi putere. Amin? Haleluia! Glorie lui Iisus Hristos. Știți, David era un om care prin, ascultați-mă bine, omul ăsta se punea doar la instrument și Dumnezeu se folosea de el. Deci nu era nevoie să deschidă gura, ați înțeles? Nu era nevoie de versuri. Cum am auzit eu odată un toboșar plin de râvnă, îmi spunea, băi, Tony, eu când bat toba mare și l-am crezut că l-am văzut plin de râvnă. Și ce mi-a zis? Eu când bat toba mare, în mintea mea știți ce este? Că eu alung demoni. Ce gândire! Păi dacă ar avea toți toboșarii gândirea asta, n-am mai fi niciunul. Niciun demon, nu niciun toboșar. Niciun demon n-ar mai avea curaj să intre pe ușa asta. Ați înțeles? Din păcate intră mulți, că noi ne gândim la altceva. Mamă, ce tare sunt eu când dau în toba mare. Și se uită fetele la mine când dau în toba mare. Oare pe cine mai dau azi pe spate? Hai să mai fac un filin. Mamă, ce mi-a ieșit ăsta. Mai faci așa cu bățul. Slavă Domnului că nu-i păcat ăsta, dar depinde de ce o faci. Ai înțeles? Dacă am avea cu toții atitudinea asta, eu dau în chitara asta cu autoritatea lui Hristos și știu că laud pe Hristos, îl glorific pe Hristos și orice putere demonică dispare. Amin? Haleluia! Am văzut în biserica asta oameni eliberați, au venit la închinare, am vorbit cu un domn de curând la mine în birou și îmi spunea, Tony, nu se ajunge la predică. În timpul închinării simt că sunt scos în față și că toată lumea se uită la mine și mă arată cu degetul. Tot păcatul din viața mea este scos așa înaintea ochilor mei, mă simt din calea afară de murdar, mă simt din calea afară de păcătos și stau așa cu capul plecat ca un pipirig și mă gândesc, Doamne, Doamne, câte am mai făcut, Doamne, ce mizerabil sunt. Și am zis, asta este puterea Duhului Sfânt, amin?
Asta este puterea Duhului Sfânt. Asta se întâmplă când închinarea este autentică și este plină de puterea și autoritatea lui Hristos. Îți simți păcatele, așa-i? Nu începi să cânți, tu plin de păcate, mai ridici și mâinile, mai lași și capul pe spate, dar tu ești plin de păcat, știi? Când ai puterea să faci asta cu păcatul în inimă și în viață, crede-mă, nu-i Duhul lui Dumnezeu acolo. Dacă tu știi că ai făcut tot felul de blestemății în săptămâna care a trecut, dacă tu știi că ai zbierat la altul, la unul, la altul, dacă tu știi că te-ai mâniat din calea afară și ai făcut tot felul de lucruri, tu știi mai bine ce și cum. Și vii la biserică și ridici și mâinile mi le înalți și înainte, dar mâinile tale sunt murdare, de-aia zice cuvântul lui Dumnezeu, ridicați spre cer mâini curate! Vezi că Dumnezeu se uită la mâinile tale. Le verifică. Le verifică ce ai făcut, Tony. Aleluia! Să ne ajute Dumnezeu să ridică mâini curate spre cer. Dumnezeu să lucreze. David era un om curat și de asta demonii fugeau. Omul ăsta era curat înaintea lui Dumnezeu. Amin? Omul ăsta era curat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că sfetnicii lui Saul l-au sfătuit și au zis, caută un om cu ungere care să cânte din instrumentul lui. Așa zice, din instrumentul lui. Zici, în trupa de închinare doar fratele Toni e important și cu surorile și cu fratele Andrei care mai cântă aici, că noi suntem instrumente și Dumnezeu nu se uită la noi. Nu, 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 fals. Fals. David cânta din chitara lui și fugeau demonii din Saul. Ați înțeles? Aleluia. Îmi doresc foarte mult când încep instrumentiștii mei să mă simt așa învăluit de puterea lui Dumnezeu. Amin? Când încep instrumentiștii mei să simt așa un buf, știi, un a fost împins în față de puterea lui Dumnezeu. Asta îmi doresc, amin? Când dă Crist din topă, să zic, aleluia! Ce putere simt! Să mi se zbârlească pielea când face Cristi un filin, să zic, am simțit prezența. Când face Cristi, să simt că Duhul Sfânt m-a învăluit. Amin? Asta înseamnă să trăiești cu Dumnezeu. Amin? Aleluia! Vedeți că Dumnezeu ne ia la purificat pe fiecare din echipa de închinare. Ne ia și pe fiecare din biserică ne ia. Amin? Când deschizi gura, Dumnezeu e lângă tine. Dumnezeu e lângă tine. Și se uită în inima ta. Îmi doresc foarte mult ca această curăție care alungă demoni să fie caracteristică nouă. Amin? Aleluia! 3. Minunile și închinarea. 2 împărați, capitolul 3, versetul 15, sora Dana. 2 împărați, capitolul 3, minunile și închinarea. Știți, am mai spus lucrul ăsta și așa cred că se vor întâmpla cele mai multe minuni în Biserica Profides, în timpul închinării. Amin? Vreau să cred, mulțumesc foarte mult. Să vă explic un pic contextul. Elisei a fost foarte supărat de împăratul păgân al lui Israel. Dă un pic mai înainte, versetul 14. Elisei a zis, viu este Domnul oștirilor al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Dă mai departe. Acum aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Și pe când cânta cântărețul din harpă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Exact ce vă povesteam, exact ce vă spuneam. Când intră Oti la pian, dar trebuie viață curată, frate Oti, din cap până în picioare, amin? Autentic curat, amin? În Hristos. Păi când dă Oti un acord la pian, deci eu trebuie să fiu propulsat, ați înțeles? Eu nu, de multe ori judecam pe ăștia care, predicatorii, și mă gândeam, și mulți zic, manipulare, curat manipulare, da? Cum, da? Avem noi un scriitor român, curat murdar, îl știți care, ok? Curat manipulare, păi de ce să chem tu la jumatea predicii sau când mai ai un sfert din predică pe unul să cânte la pian? Ce, frate, vrei să ne manipulezi cu muzica? Nu! Vreau ca mâna lui Dumnezeu să vină mai mult peste mine, că am chemat un om curat. Aleluia, amin?
Am chemat la pian un om curat și ia uite-te aici că zice, aduceți-mi un om care cântă cu harpa. Hai, printre soldați, cine cântă cu harpa? Da, eu. Ești curat înaintea Domnului? Nu, că știi eu, n-am mai luat cina. Duminica trecută, frate Toni, n-am luat cina. Nu-ți cura, frate Toni, stai jos, patru. Altul, hai. Cine mai e aici? Eu. Ești curat înaintea Domnului? Haleluia! Treci la harpă. Treci la harpă. Și în timp ce cânta ăsta la harpă, ia uitați ce se întâmplă. Și ce se întâmplă? Citiți voi, cu ochii voștri, da? Hai, uitați-vă acolo. Mâna Domnului a fost peste... Cine? Elisei. Când? Când a început ăsta să cânte. Vreau ungerea asta peste echipa mea de închinare. Cine e la coarde? Frate Pavel. A? Ești de acord? La ce te uiți acum? La aleluia, ești liber. Glorie Domnului. A ridicat ambele mâini. Ești curat? Aleluia, slavă Domnului. Stătea cu capul în jos, cercetat și eu am zis că e pe telefon. Dar el era curat. Slavă Domnului Iisus. Când dă din coarde, aleluia, ungerea Domnului să vină peste mine și peste soliștii care sunt față. Asta este închinarea adevărată. Amin? Nu când dă chitaristul să începe să ne bâlbâim toți, ne tremăm. Știți ce? Am remarcat un lucru. Unii care se încurcă în timpul închinării, nu se încurcă doar că sunt neprofesioniști. Se încurcă și că nu sunt curați înaintea lui Dumnezeu. Nu sunt curați. Mie mi s-a întâmplat de multe ori asta. Și o mărturie faină de la Pavel, și Pavel a învățat asta. Și aduce aminte Pavel. M-am dus cu Pavel, îmi dă voie să o spun. Sigur, îmi dă voie să o spun, că s-a pocăit de atunci, a trecut mult timp. Mă duc cu Pavel în biserica în care el a copilărit. Mărturie faină. Vrei să o spui tu? Nu vrei să te vadă lumea pe cameră? Las că o spun eu. Mă duc cu Pavel în biserica în care el a copilărit. Și urma o cântare unde el avea un solo frumos de tot. Frumos. Avea un solo superb. Și chiar ieșea foarte bine. De obicei ieșea foarte bine. Urma Pavel acum. Mamă, când intră Pavel al meu, toți mai știam. Și ca șoricei aia de se aprinde lumina. Nu mai știam pe unde să fugim. Doamne, ce s-a întâmplat? Mă duc la sfârșit la el și îl iau tare. Băi, ce-ai făcut, mă? Ce solo a fost ăla? Și mi-a zis clar, în față mi-a zis. Știi ce am făcut? M-am mândrit. Am vrut să-mi impresionez biserica din care eu am plecat. Am vrut să le arăt cât am evoluat, cine sunt și cum cânt acum. Și am făcut totul praf. Și ce am apreciat? Că a știut. Ați înțeles? Nu că nu știa solo, nu i-a ieșit. Că n-a fost curat, nu i-a ieșit. Și mi s-a întâmplat și mie asta. Parcă ți-a cineva talentul. Te bâlbâi, numai prost cânti, numai fals, numai pe lângă. Și nu pentru că n-ai fost pregătit, pentru că te-ai pregătit de ți-au sărit capacele. Nu că nu ești bun, nu ți-a ieșit, ci pentru că n-ai fost curat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te face de râs ca să te pocăiești. Vi s-a întâmplat ăștia cu muzica? Cu ei s-a întâmplat? Uite, se ridică mâini. Haleluia! Ce sinceri sunteți! Dumnezeu vrea să facă minuni printr-o inimă curată a închinării. Amin? Dumnezeu va face prin tine, ascultă-mă, vei sta în bancă și vei începe să lauzi pe Domnul. Și cel de lângă tine o să fie cercetat de maniera în care tu lauzi pe Domnul. S-ar putea să nici să nu-l audă bine pe fratele Toni, sau s-ar putea ca Toni să fie răgușit cum sunt astăzi. Ai înțeles? S-ar putea să nu fie cercetat de cum cântă echipa de închinare, ci să fie cercetat de cum cânți tu și de cum lauzi tu care stai în bancă. Ai înțeles? Să știți că foarte mulți au venit la mine și mi-au zis, și ce mi-a plăcut la biserica Profides? Am stat o duminică lângă respectivul. Nu cântă prea frumos, sincer. Dar mi-a plăcut inima și atitudinea cu care lăuda pe Dumnezeu. Omul ăsta m-a înflăcărat. Ați văzut, a venit Alex de la Brașov la noi și n-a zis, vai, biserica asta este fantastică pentru că trupa de închinare Profides este mega profesionistă. Știți ce a zis? A zis, îmi place biserica asta că se închină Domnului. Amin?
se închină Domnului. Și n-am mai auzit nicăieri o biserică care să se închine în felul ăsta Domnului. Ați înțeles? Când voi v-ați închinat, echipa de închinare a fost lovită de prezența lui Dumnezeu, așa, buf! Wow! What's that? Ce e asta? Ați înțeles? Asta îmi doresc. Să simtă echipa, chiar dacă chemam aici o echipă de închinare, cum am pățit eu în Spania, chemam aici o echipă de închinare care n-are ungere, să-i o dați voi. Amin? Să-i o dați voi, Biserica lui Hristos. Să-i o dați voi, să înceapă ea. Și dacă trăim pentru Domnul, și să înceapă biserica. Să fie luați pe sus. Mă! Așa am pățit eu în Spania. Era un pian varză, nu prea se auzea, eu nu-l auzeam deloc, un microfon care tot împica, îl țineam cu buzele, îl mai împingeam. Știți ce nasol e să cânți la un microfon care îți vine așa în buze și să-l mai împingi și numai calul are mobilitatea asta în buze și să mai împingă, știi? Așa eram eu, mă simțeam, știi, un cal cu buza de jos, îmi împingea microfonul și în același timp trebuia să scot și silabele necesare și cuvintele necesare. Mai dădeam cu barba, nu mai știam cu ce să împing microfonul ăla și cântam și mi-aduc aminte că eram la piesa Cântă suflete al meu. Când a început biserica odată, și ce am crezut? Am zis, mamă, ce-am făcut aici? Mamă, ce-am făcut aici? După aia îmi spune păstorul, frate Tony, trăim o trezire spirituală fără precedent. N-a existat așa ceva în biserica asta de când ea de zeci de ani. O trezire fantastică. Ea era trează și am fost și noi luați pe sus, ați înțeles? Echipa de închinare a primit ungere din partea bisericii. Amin? Îmi doresc o biserică din asta. Să facă Dumnezeu minuni în mijlocul nostru, cum Elisei a făcut minuni. Știți, Elisei, ia, dă mai departe, Dana, te rog frumos. Și a zis, așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul, nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre într-o pustie. Elisei zice, săpați gropi, săpați gropi, fantastic, nu fântâni, nu zice săpați vreo 10, 15, 20 de metri că o să găsiți apă, că e un pârâu, l-am simțit, am simțit vibrațiile, nu, zice săpați gropi, un metru. Nu, o să pur și simplu gropile alea o să se umple de apă. Și apoi avem până la versetul 24, când dușmanii care au venit împotriva lui Israel au văzut bălțile alea sângerii și au zis, hopa, ne-au fost omorâți toți prietenii noștri, aliații noștri, și au început să se omoare între ei. Dumnezeu a dat o izbăvire extraordinar de mare. Le-a dat și apă și nici n-a mai fost nevoie, că n-au mai avut cu cine să lupte, că ăștia s-au omorât între ei. Dumnezeu a făcut minuni prin închinare. De la un om, fraților, de la un om a plecat totul. Unul care avea ungere la instrument. Amin? E nevoie de un om cu ungere. Îl are Biserica Profides sau nu l-are? Are mai mulți Biserica Profides. Haleluia. Dacă ne trebuie ceva, ne trebuie în închisoră, n-avem, am zis-o eu odată, ne-ar plăcea ca echipa de închinare să stea și ea în rând cu toții și să avem în față doar panoul, să ne simțim cu toții echipa. Hei, n-ai ieșit tu acum, ce faci? Te închini altfel? A, da, da, acum mă închin altfel. Am o întrebare, ăsta care e nemulțumit că stă în bancă, dacă l-aș aduce în față, crezi că s-ar închina altfel? Crezi că s-ar închina altfel? Vreau să zic ceva, dacă nu te închini din toată inima în bancă, nu o să te închini nici în față din toată inima. Ai înțeles? Acum sunt în față, mă vede sora. Dă-ntă suflete al meu, de el în bancă dacă îl trimiți la loc. Îl scoți în față, cântă iar îl trimiți în bancă. Păi ce faci, frate? Închină-te mereu, amin? Închină-te mereu la fel, că ești în bancă, că ești în față, tu trebuie să închini mereu la fel, amin? Asta e închinarea. Haleluia, asta e închinarea. Nu că te scot eu în față, tu dintr-o dată activezi butonul de închinare. Unii au buton, știi? Butonul de închinare. Îl apeși doar când ieși în față. Dacă stai în bancă, nu mai cânți, că îți menajezi vocea, că tu ai voce. El alți n-au. Ai înțeles? Mai faci o gargară cu apă din spate de acolo. Faci și un ceai, că tu ai răgușit. Ai înțeles?
când ai ieșit din, de aici din față, zici că ai ieșit din solar ăla de planta roșii. Ai înțeles? Ești tot fleașcă și trebuie să bei neapărat, nu mai te închini. Asta n-am înțeles la echipa de închinare și îi mustru mereu pe ei mei, dar s-au pocăit, slavă Domnului. Când ieșeau din față, fugeau la apă, la ce mai avem noi pe acolo, fursecuri, decimau tot, lăcuste. Dar s-au pocăit, slavă Domnului. Mai aveți un pic. Ok. Izbăvirea din încercări și închinarea. Izbăvirea din încercări și închinare. Și aici pun și tristețea, apăsarea, îngrijorarea. Ați realizat că închinarea ne ajută să depășim momentele triste ale vieții noastre? Cine a observat asta? Biserica are cea mai mare binecuvântare în închinare. Dacă lumea disperă, dacă negura care cade peste mintea omului îl îngrămădește și îl împovărează din ce în ce mai tare și simte că n-are cum să iasă, noi avem așa un cuțit numit închinare. Când vine negura deasupra noastră, înfingem cuțitul ăsta, tăiem plafonul și ieșim afară și respirăm aerul sfânt și curat. Ai înțeles? Tu n-ai niciodată cum să fii sufocat de tristețe, de îngrijorare, de boală. Nu, că ai o sabie numită sabia închinării. Amin? Și când începi să cânți tu acasă la tine, cântă suflete al meu pentru Dumnezeu. Haleluia! Dumnezeu! Mamă, când începi un vers, bași sabia în plafon. Buf! Și când continui și cu strofa, tragi de ea și când s-a rupt plafonul îngrijorării, dai de cerul binecuvântării. Amin? Haleluia! Vorbesc și în metafore, am fost la școală. Am stat lângă profa de română azi. Haleluia! Glorie lui Iisus Hristos! Ați înțeles? Ai sabia închinării cu tine! Amin? Ai sabia închinării și poate n-ai realizat asta. N-ai realizat asta. Erau Pavel și Sila în închisoare. Și la 12 noaptea, ăștia cântau cântări de jale. Azi, frate Sila, ce cântări din mi minor știi? Nu? Așa a zis Pavel. Ce știi, frate Sila? Hai, nu mi minor, că e cam sus. Bagă un re minor. Dar una tristă, frate, că-s așa de supărat. Bagă, cântă-mă așa de jale, că vreau să plâng. Nu! Pavel zice, Sila, ce știi de laudă? Hai, de laudă. Cu picioarele în butuci, cu mâinile în cătușe, hai să zângănim un pic. Și au început ăștia să aplaude, nu mai dormea nimeni. Imagina, n-am niște lanțuri ei să bat din ele, știi? Pe mâini aveau lanțuri, băteau din ele, pam, și lăudau pe Domnul și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, haideți să vedem, uite, în fapte 16 cu 25, ia dă Dana la fapte 16 cu 25, iubesc versetul ăsta. E rațiunea pentru care eu cred în puterea închinării. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă și lui Dumnezeu. Iar cei închiși îi ascultau. Vreau să spun un lucru. N-are nimeni curaj să zică să taci din gură când îl auzi pe Dumnezeu din toată inima. Ai realizat asta? Când îl auzi pe Dumnezeu, nu prea au curasă. Toți stăteau. Mă, ce fac ăștia? Cum să cânți în felul ăsta? Și în momentul în care ei au început să cânte, s-a zguduit temnița. Ați înțeles? S-a zguduit temnița și mai mult decât atât, le-au căzut cătușele, butucii de pe picioare și, atenție, ușile s-au deschis. Ușile s-au deschis. Ce cutremur fain. Știi? Un cutremur, ascultați-mă, un cutremur controlat. Dumnezeu a controlat cutremurul. A zguduit casa, a deschis ușile și le-a scos butucii de pe picioare și cătușele de la mâini. Asta face închinarea în viața ta spirituală și în viața ta fizică. Amin? Te descătușează! Asta e rolul închinării în viața ta, dragă creștin! Dragă creștină, ăsta e rolul închinării în viața ta. Te descătușează! Haleluia! Amin? Îți cad zângănelele de pe tine, căsunele care zângăne așa mereu și nu te lasă și nu-ți dau pace și nu te poți mișca, frate Toni, nu mai mă pot mișca în voie, sunt închis, sunt, nu știu, îngrijorat, nu mai am libertate, nu mai am pace. Laudă pe Domnul, dar nu în mi minor, în sol major.
relativa majoră. În mi major, bagă de laudă, bagă fi binecuvântat când pământul e săturat. Amin? Bagă ceva major! Haleluia! Mă sună soția de la maternitate, s-a născut fiul, al doilea, Matias. Și îmi zice, Toni, nu știu ce are Matias, că nu respiră singur, l-au băgat la tuburi de alea, au pus furtune, i-au pus mască de oxigen, i-au băgat perfuzie în venă, pentru că are și o infecție în organism și este susținut în viață de aparatele astea. Nu știu ce are. Eu între timp, cu câteva minute înainte, hai să zic, jumătate de oră înainte, soția mea mă sună și îmi zice, s-a născut Matias, haleluia, nu pot vorbi, ne auzim după. Și eu iau chitara și zic, compun un cântec de laudă, că s-a născut al doilea băiat. Și în timp ce mă chinuiam eu acolo să compun un cântec de laudă, evident major, din nu știu ce, cred că eram chiar în sol major sau la major. Eram în la major, îmi aduc aminte, eram în la major și atunci mă întrerupe soția și îmi zice, Toni, copilul nostru nu respiră bine, are o infecție în organism. Și am, ce fac, Doamne, schimb gama? Trecând la minor, lacrimile de durere când se vor sfârși. Nu, am continuat în la major. Am continuat în la major și am început să-L laud pe Domnul și am zis, cred că copilul meu va fi sănătos. Doamne, nu-mi schimb atitudinea după ploaie, după perfuzie. Am perfuzie sol major, n-am, nu, invers. Am perfuzie mi minor, n-am perfuzie sol major. Ai înțeles? Nu-s așa. Nu-s așa. Să mă ajute Dumnezeu să fiu mereu plin de viață, plin de laudă. Amin? E bună și cântarea minoră, e bună, slavă Domnului, îmi place, o iubesc. Ba, noi românii suntem cu cântările minore. Ați înțeles? Da? Cu cântările astea minore, așa mai melancolice, dar vreau să vă zic un lucru. Lauda cam te descătușează. Ați observat asta? Lauda te descătușează. Ați înțeles? Dumnezeu să ne ajute să înțelegem și închei. Nu o să mai pot să cânt, vă mărturisesc, dați-mi voi, știu că voi tinerii vreți să mai cântăm, dar dați-mi dezlegare astăzi. Nu o să mai pot să cânt. Am avut și vreo 7 ore astăzi și oricât le-am zis eu copiilor, intram în clasă și le ziceam, vă rog frumos să faceți liniște, că-s răgușit. De unde? Niciodată n-ai să vezi asta. Ok? Deci am fost destul de solicitat și de ei. Vreau să vă spun istoria cântecului, când am pacea Domnului. Bine e în Iisus, îl știți? Când am pacea Domnului în inimă. Îl știți? Haleluia! Știți cum a fost compus cântecul ăsta? Cine știe? Cine de aici știe? Bine e în Iisus. Bine e. Fratele Chris îl știe? Cine îl mai știe? 2? 3? Ok. Atunci merită să-l spun, da? Să spun povestea lui. Horatio Gates Spafford a trăit între 1828 și 1888 și soția sa, Anna Tuben Larson, au avut o viață foarte zbuciumată și plină de durere, după ce în anul 1870 le-a decedat singurul fiu în urma unei febre puternice. În anul următor, un incendiu a distrus orașul Chicago, provocând moartea 300 de persoane și lăsând alte 100.000 fără locuință, printre care se aflau și ei. Horatio, un avocat de succes și prieten apropiat al marelui evanghelist Moody, nu s-a gândit prea mult la pierderile sale, ci și-a pus tot timpul și energia la dispoziția supraviețuitorilor care rămăseseră fără case. 2 ani mai târziu, după eforturi intense, el și familia lui au hotărât să plece într-o bine meritată vacanță în Anglia, știind că în perioada aceea Moody trebuia să predice acolo și voiau neapărat să-l vadă. Fiind reținut cu problemele de la muncă, și-a trimis soția și cele 4 fiice, spuneam că i-a murit băiatul, da? Mai avea 4 fiice, Taneta, Maggie, Ann și Basie. Și-a trimis fiicele împreună cu soția înainte în Anglia. Pe data de 21 noiembrie 1873, în timp ce traversa Atlanticul, vasul Ville du Havre, pe care erau îmbarcate soția și fiicele lui, s-a ciocnit de un altul și în mai puțin, așa, am pierdut șirul, și în mai puțin de 12 minute, 226 de persoane dintre cele 307 aflate la bord au murit, printre care și toate fiicele lui, adică toate cele 4 fiice.
cum soția sa a supraviețuit agățându-se de niște resturi ale vaporului, a trimis o telegramă din Anglia și a scris pe telegramă așa: singura salvată, singura salvată. Imediat Spafford s-a îmbarcat pe un vas spre Anglia și în timp ce trecea prin locul unde se scufundase vasul pe care se aflase cele patru fiice ale sale, a fost cuprins de o durere adâncă, dar paradoxal în același timp avea o pace sufletească greu de explicat. Potrivit descrierii fiicei sale, Berta, născută câțiva ani de zile mai târziu în urma tragediei. Horatio Spafford a compus imnul Când n-am pacea Domnului, chiar acolo, în mijlocul Atlanticului, în locul unde murise fiicele sale. Dumnezeu să ne ajute să ne dea inima acestui om. Amin? Să ne dea inima lui Horatio. Știți, e un cântec, ascultați cântecul acesta chiar și în limba engleză și poate fratele Filip o să ne-l cânte, da? Îl știi? Nu astăzi. Nu astăzi, dar pregătește-l pentru noaptea de veche. Chiar te rog, ok? Te legi? Aleluia, a ridicat mâna. A ridicat mâna. E un cântec care ți se potrivește fantastic, ok? Și te pot ajuta și la pian dacă e nevoie. E un cântec fantastic. Când am pacea Domnului în inimă, de vifor eu nu sunt drăpus. Ați înțeles? Aleluia! Când am pacea Domnului. Și apoi, așa cu o pace, simți pacea din cântecul lui. Bine e în Iisus, bine e, bine e în Iisus. Super, fantastic! Când îi știi povestea, îl cânti altfel, așa-i? Când îi știi povestea, îl cânti altfel. Și noi cântăm Fii binecuvântat, avem o poveste modernă, adică care s-a întâmplat în zilele noastre, cu câțiva ani de zile în urmă, nu știu câți ani să fie, binecunoscutul Matt Redman a compus Fii binecuvântat, după ce soacră-sa i-a călcat cu mașina fetița de 2 ani și a omorât-o. A dat înapoi, n-a văzut-o, a trecut peste ea, a zdrobit-o și omul ăsta a compus Fii binecuvântat. Un cântec din sol major, când pământul e săturat. Ați înțeles? Un cântec din sol major. Pavel e plin de bucurie. Aleluia! L-aș pune să mă acompanieze din harpă, cu vocea. Da? Dumnezeu să ne ajute să ne dea bucuria acestor oameni din mijlocul necazului. Ești trist? E cineva trist? Mai e cineva trist? Întrebare. Mai e cineva trist după mesajul ăsta? Mai are cineva curajul? Nu mai are nimeni, nu? Dacă ești trist, cântă Bine e în Iisus. Amin? Bine e în Iisus. Dacă ești trist, du-te acasă, mai citești odată povestea compunerii acestui cântec Bine e în Iisus. Mai gândește-te încă o dată la problemele tale și cheamă-L pe Iisus în viața ta să te umple de pace. Și eu am probleme. Mai e cineva aici care are probleme? Să vedem. Nu-i nimeni. Mai mă simt singur. Și eu am problemele mele. Dar îl chem mereu pe Iisus Hristos în problemele mele și același sentiment pe care l-a avut Spafford, îl am și eu, că e bine în Iisus. Amin? Că e bine în Iisus. Tu îmi dai bucurie, citeam împreună cu soția mea, cu scumpa mea soție, astăzi dimineață, Psalmul 4 și versetul 7, dacă nu mă înșel, ia caută, Dana, Psalmul 4 cu versetul 7 și l-am pus și pe băiatul meu, pe băieții mei, Matias și Alessio, i-am pus să-l învețe. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Aleluia! Tu îmi dai bucurie în inima! Mai mult decât au ei când le cresc conturile în euro, în lei și în dolari. Amin? Tu îmi dai bucuria, Iisuse. Nu banii, nu contul. Pentru că mi s-a întâmplat să am bani în cont. Mi s-a întâmplat, i-am cheltuit azi pe toți. Mai mi-au intrat 100 de lei. Mi s-a întâmplat să am bani în cont, să mă uit la ei, să mă uit pe internet banking de pe telefon la niște cifre de vreo 3.000 de lei și să zic așa și... Slăbuț. Cineva zice, Oti are mai mult. Te uiți la cifrele alea și te încălzesc? Ia spuneți. Ascultați-mă un pic. Când ai tristețe în inimă
și îți deschizi contul pe internet banking de pe telefon, pe aplicația de la ING, te umpli de bucurie că te uiți la cont? I s-a întâmplat cuiva asta? Oti, s-a întâmplat? Vreau să vă spun un lucru, nu o să simți bucurie și tristețea ta nu o să treacă. Nu o să treacă așa triste. Vi s-a întâmplat? Cui s-a întâmplat? Te uiți la cont și tristețea e tot acolo. Mai deschizi odată contul și parcă crește tristețea. Mai deschizi odată contul și ești din calea afară de nervos. Dar când încep să lauzi pe Domnul, vreau să zic un lucru, îți dispare tristețea și supărarea. Amin? Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește contul din bancă. Haleluia! Haideți să ne ridicăm în picioare. Vrei să devii un închinător? Amin? Haleluia! Haideți să-i cerem Domnului să ne facă niște închinători. Amin? Haideți să-i cerem Domnului să spunem, Doamne, fă-mă un închinător adevărat. Fie că sunt față sau că sunt în bancă, eu vreau să mă închin, amin? Și oamenii să fie transformați în jurul meu, chiar dacă mă închin în gând, amin? Chiar dacă te laud pe tine în gând, oamenii vreau să fie transformați în jurul meu. Dăm putere în închinare, amin? Cere asta, cere să te transforme Dumnezeu într-un om al închinării, într-un om curat de care Dumnezeu să se folosească, amin? Să descoperi valoarea închinării în sfințenie, să descoperi puterea închinării. Hallelujah.